Doi copii, o fetiță de 3 ani și fratele ei de 4 ani au murit intoxicați cu monoxid de carbon după ce televizorul din camera în care se aflau a explodat. Incidentul groaznic s-a produs în după amiaza de 18 februarie, aproximativ la ora 13, în satul Sănătăuca din raionul Florești. Potrivit poliției, cei doi micuți priveau desene animate în casă, iar tatăl copiilor de 43 de ani și fratele lor mai mare de 7 ani se aflau în curte. La un moment dat s-a auzit o bubuitură puternică. Tatăl copiilor a auzit bubuitura și a intrat în casă, de unde i-a scos pe copii afară, iar ulterior cei doi minori au fost transportați cu salvare la spitalul din orașul Caminca, unde la scurt timp au decedat. La fața locului s-a deplasat grupa operativă al Inspectoratului de Poliție Florești, dar și o echipă de pompieri care au stabilit că o cauză preliminară a incendiului ar fi explozia televizorului. Forțele de ordine urmează să stabilească circumstanțele exacte în care au decedat micuții. Potrivit poliției, copiii erau educați de ambii părinți. Familia mai are la întreținere încă un băiat minor de 7 ani.